Dragii mei, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, Părinte. Mă bucur să vă reaud din nou în acest format Telegram. Astăzi avem o temă foarte importantă, una dintre cele mai importante din viața unui creștin, și anume taina Sfântului Botez. Vom discuta, sau fiind că am primit atâtea întrebări și au mai apărut și unii preoți, să le mai spunem încă ortodoxi, care au scos în evidență această întrebare, din păcate greșit. Copiii trebuiesc botezați sau nu? Sau îi botezăm pe copii la maturitate sau la desăvârșire și așa mai departe, necătând la faptul că cei depărtați deja de la adevăr și-au format o doctrină proprie și arată ei nu știu ce și încearcă ei să demonstreze ceea ce este deja de mult demonstrat. Ca temă de bază a acestei seri va fi: botezăm copiii sau adulții, sau îi botezăm pe copii la maturitate? Ce ne spune Biblia? Am făcut un mic plan pentru această seară, ca să înțelegeți mai bine despre ce vom discuta. Și primul punct din cele șapte va fi preliminarii sau introducerea. Al doilea punct, vom vorbi despre prefigurarea și anticiparea tainei Sfântului Botez încă din Vechiul Testament. Al treilea punct, vom vorbi despre instituirea botezului creștin, sau îl putem numi botezul lui Iisus. Când și de cine a fost instituit? Punctul 4 al acestei serii, vom vorbi despre diferențele între botezul lui Ioan și cel al lui Iisus, sau cel pe care îl numim botezul creștin. Unul dintre cele mai importante puncte, efectul botezului lui Iisus sau botezului creștin asupra omului. Punctul 6, botezăm copiii sau maturii, temeiuri biblice și patristice. Am inclus aici și temeiurile patristice, pentru că nu avem cum să înțelegem altfel dacă nu vom merge la biserica primară, acolo unde Sfinții Părinți practicau botezul copiilor. Și punctul 7, vom face o analiză sau vom trage niște concluzii după ce vom discuta despre fiecare punct în parte. Dorința mea și rugămintea mea cea mare este să aveți Sfânta Scriptură la îndemână, și dacă nu reușiți să citim împreună textele Sfintei Scripturi, atunci să aveți un pix și un caiet în care să vă notați ideile principale și argumentele temeinice ale Sfintei Scripturi despre taina Sfântului Botez. Din start vă spun că nu vom reuși să trecem astăzi toate cele șapte puncte, și vom încerca să împărțim tema tainei Sfântului Botez în două părți, cum am făcut-o și cu taina spovedaniei. Și spre sfârșit sau spre final o să vedeți de ce. În primul rând, ca timp, ne ia foarte mult timp și este obositor, dar și ca sens, da, nu vom reuși să asimilăm toată
informația în decurs de o oră sau o oră și jumătate. Ceea ce este mai mult, cred că este deja surplus de informație și de obicei nu o reținem și nu o înțelegem la justa evaluare. Repet, taina Sfântului Botez este una dintre tainele de căpătâi ale fiecărui creștin și o să încep cu primul punct, introducerea sau preliminariile despre Sfântul Botez, ce ne spune Biblia. Și o să încep cu următorul lucru pe care îl știți fiecare și îl cunoașteți și îl trăiți pe propria piele, probabil marea dumneavoastră majoritate, că noi creștinii în ziua de astăzi sau creștinii cei din urmă sau creștinii din vremea de apoi nu cunoaștem absolut nimic despre tainele Sfintei Biserici. Și dacă cunoaștem, cunoaștem așa, foarte, foarte vag. Dar mai mult ca atât, îndrăznesc să spun, și am argumente în acest sens, și dumneavoastră le aveți cu siguranță și le cunoașteți, că nici marea, din păcate, majoritatea preoților nu prea știu. Să zicem, chiar și despre taina Sfântului Botez și despre celelalte taine. Nu prea cunosc amănunte și sensul lor în cadrul vieții omului și în cadrul Bisericii lui Hristos aici pe pământ. Din această cauză lipsește foarte mult un program de studiu biblic în toate bisericile. Absolut în toate. Ceea ce facem noi astăzi, aici, ceea ce facem în fiecare joi și în fiecare duminică, ar trebui să existe pe cât e posibil în fiecare comunitate religioasă. În fiecare biserică ar trebui să existe un studiu biblic, un program biblic, prin care creștinii să cunoască adevărul și pe cât sau cât este de frumoasă teologia și credința ortodoxă. Și atunci și doar atunci oamenii vor înțelege la justa evaluare ortodoxia și vor înțelege doar atunci rolul bisericii noastre, Bisericii lui Hristos pe pământ și în viața fiecăruia în persoană. Iar până când nu se va face acest lucru, oamenii vor pluti în neștiință și puteți să faceți acest exercițiu de sine stătător, fiecare, acolo unde sunteți, să întrebați pe cei care vin la botez, fie sunt părinții, fie sunt nașii, la ce au venit, ce înțeleg ei prin taina botezului și de ce botează copilul. Și o să vedeți răspunsul. Vă asigur că o să rămâneți șocați pe tot restul vieții. De ce vă rog să fiți cu mare luare aminte pe cât ne descoperă Dumnezeu. Vom vorbi astăzi în detaliu despre taina botezului, să înțelegem rostul botezului în viața fiecărui om. Și trecem la primul punct, pe care l-am denumit introducerea sau preliminare. Și nu pot să încep altfel decât foarte, foarte, să zic așa, superficial să-i explic ce sunt Sfintele Taine. Ce înțelegem noi prin Sfintele Taine ale Bisericii, cele șapte taine? Iarăși repet, fără să fac sau să folosesc termeni sofisticați teologici, să fie pe înțelesul tuturor. Și m-am gândit să vă explic în felul următor. Sfintele Taine
sunt lucrări speciale de încorporare a oamenilor în rândul creștinilor și împărtășirea lor cu diferite harizme. Și când spun acest lucru, mă refer în primul și în primul rând la taina Sfântului Botez, prin care omul nou născut, prin botez, este încorporat în rândul creștinilor, adică face parte și este membru din trupul lui Hristos, care este biserica. Ce este biserica? Ne-a spus deja și Mântuitorul, ne-a explicat Sfântul Apostol Pavel. Noi suntem mădularele bisericii, drept bolnave, dar mădulare ale bisericii care căutăm tămăduirea. Când spun aceste lucruri, îmi aduc aminte de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Efeseni. Vom ajunge probabil astăzi până acolo. În capitolul 6, dacă nu greșesc, când mergând în Efes, cam pe la anul 57-58, găsește 40 de bărbați pe care întreabă dacă sunt botezați și ei răspund da. Și atunci când le întreabă, ați primit Duhul Sfânt? Iar ei uimiți întreabă, da, există Duh Sfânt? Și atunci Pavel îi învață întâi tainele credinței, apoi îi botează și își pune mâinile peste ei. Iar la îmbrăcarea lor cu Duh Sfânt, ei primesc diferite harizme. O să ajungem până acolo și o să vedeți darurile Sfântului Botez și ce trebuie să înțelegem prin taina Sfântului Botez. Ceea ce trebuie să înțelegem din introducerea tainei Sfântului Botez este că noi prin botez intrăm în adevărata biserică a lui Hristos, deci suntem încorporați în rândurile creștinilor, pentru că în afară de biserică mântuire nu există. Iar Hristos spune, nimeni din cel ce n-a fost botezat prin apă și prin Duh Sfânt nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar Sfinții Părinți adaugă, nici chiar dacă ar fi viața lui doar o singură zi. De aceea, practica de a nu boteza copiii și a-i lăsa la maturitate sau chiar și un an de zile nebotezați este cea mai greșită practică care poate exista vreodată. De aceea, cei care, inclusiv preoții care mărturisesc că copiii sau e periculos sau nu este bine să botez copiii de mici, greșesc amarnic și o să încercăm să vedem de ce. Deci, despre practica botezului copiilor vom vorbi în punctul 6, când vom ajunge la el și vom vedea mărturiile patristice că în biserica primară erau botezați copiii. Și nu oricum, ci botezul este legat strâns în biserica primară de Sfânta Liturghie. Cam pe la mijlocul Sfintei Liturghii se săvârșa botezul și toată comunitatea asista la taina botezului, pentru că greșit spunem astăzi că botezul este o sărbătoare a părinților sau a buneilor sau a nașilor sau a familiei sau a cumătrilor. Greșit, mai greșit decât atât nu poate fi. Botezul era perceput în primele veacuri creștine, adevărații creștini percepeau botezul ca o sărbătoare a comunității. De ce? Pentru că prin fiecare botez se mărea trupul lui Hristos. Unde am ajuns astăzi, cunoașteți fiecare. De aceea, că noi,
ca și preoți, ca și episcopi, ca și creștini, am deviat mult de la adevărata ortodoxie, am ajuns să nu mai înțelegem absolut nimic și să spunem că este fals, să spunem că nu este bine și este periculos și vai, să nu se nece copii, să nu răcească și tot felul de basme copilărești care ne pot veni în minte. De aceea, pentru a fi membru al Bisericii lui Hristos, adică al trupului lui Hristos, era sau este imperios necesar ca copiii să fie botezați de mici. Altfel nu pot primi harismele darului Duhului Sfânt pe care Dumnezeu te dăruiește prin apa botezului. Ce trebuie să înțelegem prin taina botezului? Cel puțin trei lucruri importante pe care vă puteți sau puteți să vi le notați. De ce vă spun să vi le notați? Pentru că pe oricare creștin, dacă îl oprește astăzi pe stradă sau chiar în biserică, pe cei care sunt mai versați în teologie, pe cei care au locuri deja scrise în biserică, și întrebați ceva sau un argument biblic sau patristic de ce botezăm copiii, niciunul nu poate răspunde absolut nimic. Absolut nimic, niciunul. Și dacă nu mă credeți, o să avem ocazia la sfârșit să vorbim. Și dacă cineva știe, să spună. Dar cu siguranță nu prea știe nimeni absolut nimic. De aceea, prin botez, înțelegem cel puțin trei lucruri esențiale. 1. Botezul este începutul drumului sfințeniei unui om. Prin botez ești sfințit și ești deja membru cu drepturi depline în biserica luptătoare, în Biserica lui Hristos, în Biserica pământească. 2. Botezul ne-l aduce în fața noastră pe omul cel nou. Pentru că una este nașterea după trup din părinții noștri, nașterea trupească, și alta este nașterea duhovnicească, prin apă și prin duh, prin care după trup ești numit fiu sau fiica părinților tăi, le porți numele de familie și numele dat la botez, iar prin nașterea din apă și din duh apare omul cel nou pe care noi îl numim creștin sau creștină. Deci iată, botezul ne face unitari. Și spune Mântuitorul că cel ce sfințește pe cei ce se sfințesc dintr-o una sunt toți. Deci iată, o să vedeți mai spre sfârșitul acestei emisiuni de ce este importantă unitatea și care este adevărata unitate a noastră, a creștinilor. Deci punctul 2 sau al doilea lucru care trebuie să-l reținem din acest punct este că prin botez ne naștem din nou și în fața noastră nu mai este omul păcatului, ci este omul cel nou noi după chipul lui Hristos. Și 3. Prin botez, fiecare din noi câștigăm statutul virtual, accentuez virtual și imediat o să explic de ce, de membru al împărăției lui Dumnezeu. Deci punctul 3, câștigarea statutului virtual de membru în împărăția lui Dumnezeu. De ce virtual? Pentru că viața noastră este un examen și prin botez ni se deschid porțile și ușile raiului. Dar până acolo este un drum foarte, foarte lung. Fără botez nu avem nicio șansă
să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Iar prin botez ni se deschide această oportunitate. Mai departe, fiecare hotărăște drumul pe care vrea să meargă. Dar Hristos ne cheamă la mântuire. De aceea, prin botez, fiecare din cei botezați primesc acest statut de membru al Împărăției lui Dumnezeu și doar de el și numai de el depinde dacă prin viața sa sau pe parcursul vieții sale dorește să ajungă la finalul fericit al vieții sale și nu numai virtual, dar de facto să fie membru al Împărăției lui Dumnezeu. Sau, dacă nu, atunci iarăși el singur își hotărăște destinul său încă din lumea aceasta. După cum spun Sfinții Părinți, omul încă din această viață își câștigă raiul și cu mâinile sale își pregătește iadul. Trecem la punctul 2 din această frumoasă și adâncă temă, taina Sfântului Botez, și anume prefigurarea și anticiparea botezului încă din Vechiul Testament. Ca să știți, probabil am și vorbit deja când am vorbit despre Sfânta Cruce. Cei care ați fost prezenți sau ați ascultat reluare, cu siguranță vă aduceți aminte, am vorbit despre acest lucru, că tot ce ne spune Noul Testament, despre toate evenimentele din Noul Testament, toate evenimentele Noului Testament au fost prefigurate în Vechiul Testament. Vechiul Testament a prevestit despre toate, iar Noul le-a împlinit și le-a sfințit. De aceea și botezul nu rămâne sau nu face abstracții de la această regulă și el la fel este prevestit, prefigurat, anticipat încă din vechime. Una din cele mai mari și mai clare dovezi este tăierea împrejur pe care o sărbătorim la data de 14 ianuarie, atunci când îl sărbătorim și pe Sfântul Vasile cel Mare. Din păcate, creștinii de astăzi cinstesc sau înțeleg, mulți nici nu știu de cea mai mare sărbătoare care este și praznic împărătesc, tăierea împrejur a Domnului, și vorbesc doar de Sfântul Vasile, pentru că Sfântul Vasile ne aduce nu știu ce și avem motiv an nou, urători, mâncări, beții, și cam aici se rezumă creștinismul din ziua de astăzi. Deci tăierea împrejur vine încă să împlinească legământul lui Dumnezeu cu Avraam. Și nu știu dacă vreodată cei care vorbesc despre botezul celor maturi și ajunși la desăvârșire ca singur să-și aleagă calea pe care să meargă și tot felul de basme, și-au pus vreodată întrebarea de ce în Vechiul Testament copiii erau tăiați împrejur la 8 zile. Ce înțelegea un copil la vârsta de 8 zile? Și totuși era legământul lui Dumnezeu cu Avraam. Mare semn de întrebare pentru cei care mai umblă în întuneric, în întunericul necunoștinței. Deci, iată, prima prefigurare pe care o găsim în Vechiul Testament este tăierea împrejur prin care se împlinea legământul lui Dumnezeu cu Avraam. O altă prefigurare a botezului Noului Testament sună parcă ciudat și paradoxal, dar este potopul în Noe. Dacă în vremea lui Noe apa a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat și pentru depărtarea poporului de el,
de la fața lui Dumnezeu și de la adevăr, în Noul Testament, apa deja devine sfințitoare și mântuitoare și izbăvitoare și cea care deschide omului ușa împărăției lui Dumnezeu. Și cea de-a treia prefigurare a botezului în Vechiul Testament este trecerea poporului evreu prin Marea Roșie. Ceea ce urma să se întâmple mai apoi. Deci, precum Dumnezeu prin Marea Roșie a desfăcut apele și poporul a fost izbăvit de robia lui Faraon, care îi urmărea cu oștirile să-i piardă, tot așa, prin apa botezului, creștinul este izbăvit de robia păcatului, de robia diavolului, care tot timpul stă pe urmele omului, să-l piardă și să-l ducă de la împărăția lui Dumnezeu în împărăția întunericului. Deci, cum am spus și la început, botezul rămâne să fie un eveniment al întregii biserici, al lui Hristos, pentru că prin botez se lărgește, se mărește, se întărește trupul lui Hristos, biserica cea luptătoare. La fel precum este prefigurat botezul în Vechiul Testament, tot așa este anticipat în Noul Testament. Faceți deosebirea între cuvintele prefigurat și anticipat. Deci Mântuitorul în Noul Testament anticipează ceea ce urma să fie. Adică botezul pe care urmau să-l primească oamenii. Și dacă aveți la îndemână Sfânta Evanghelie, vă rog foarte mult să o deschideți la Evanghelia de la Ioan, o evanghelie profund teologică, la capitolul 3, versetele 1 până la 10. Și o să încercăm să citim cu atenție aceste versete și pe unele să le explicăm, anume cele care ne interesează cel mai mult în explicarea tainii Sfântului Botez. Sfântul Ioan, în capitolul 3, spune următorul lucru. Și era un om dintre farisei, care se numea Nicodim, și care era fruntaș al iudeilor. Cunoaștem despre Nicodim, era membru al Sinedrionului, cel care odată i-a luat apărarea lui Iisus, dar nu atunci când a fost cea mai mare nevoie. Dacă vă aduceți aminte, Sinedriul sau conducătorii templului i-au trimis poliția templului să-l aducă pe Iisus și ei s-au întors fără el. Și l-au întrebat de ce nu l-ați adus. Și atunci Nicodim i-a luat apărarea și a zis, oare legea noastră judică pe cineva fără să-l asculte? Iar a doua oară deja când a fost osândit la moarte, Nicodim deja nu i-a mai luat apărarea, ce-l vedem în Evangheliile patimilor după ce a fost răstignit cu femeile mironosițe în semn de răscumpărare a lășătății sale, pentru că Nicodim n-a avut puterea să meargă până la sfârșit, să se încreadă în cuvântul lui Iisus și să ajungă la desăvârșire atunci. Și un pic mai apoi. Acesta, versetul 2, a venit noaptea la Iisus și i-a zis, pentru că ziua se temea să nu-l vadă cineva. Și a venit noaptea. Deci, iată, Iisus primește un oaspete nocturn și îi spune următorul lucru. Și fiți cu luarea minte. Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător. Atrageți atenția la cuvântul știm. Deci el vine singur, dar spune știm. Pe semn că și alți membri ai Sinedriului erau de aceeași părere cu el. Deci ei știau că de la Dumnezeu ai venit învățător.
că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Acum, citind acest verset, vă dați seama câtă fățărnicie era între membrii Sinedriului, judecății templului. Faceți comparație cu zilele noastre de astăzi și aici nu mai insist mai departe. Răspuns a Iisus și i-a zis, adevărat, adevărat zic ție. Și atenție, este foarte important și spune Mântuitorul, aici găsim primul loc în Sfânta Scriptură a Noului Testament prin care Iisus anticipează taina botezului. De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Cum să se nască cineva de sus? Ce înseamnă acest sus? Cine poate explica acest lucru? Și o să vedeți imediat versetul 5, care explică, de fapt, versetul 3. În continuare, Nicodim vorbește ca la ușa cortului, vorbește niște copilării, semn că nu a înțeles absolut nimic din ceea ce a spus Iisus, și îi spune următorul lucru. Iar Nicodim a zis către el, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus nu atrage atenție la aceste copilării, la aceste nedumeriri a lui Nicodim. A înțeles că el nu poate percepe prea multe. Și iată versetul 5, explică de fapt versetul 3 ce înseamnă nașterea de sus. Iisus a răspuns, adevărat, adevărat, zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Punct. Deci iată versetul 5 care explică ce înseamnă nașterea de sus. Adică, cel ce nu primește taina botezului prin apă și prin duh, nu se poate naște de sus. Adică nu are loc în împărăția lui Dumnezeu, adică nu este membru, adică nu are statut de membru al împărăției lui Dumnezeu despre care am vorbit la început. Deci vedeți cum toate se leagă frumos una de cealaltă cu multă, multă înțelepciune. Pentru că este lucrarea lui Dumnezeu și nu este lucrare omenească. Și mergem mai departe. Versetul 6 spune Ioan Evanghelistul, ce este născut din trup, trup este. Și ce este născut din duh, duh este. Deci cei care nu botează copiii și îi țin așa în suspans și cei care refuză botezul, că cei care se botează la 30 de ani, vine vorba, se botează, cei care se scaldă prin toate lacurile și bălțile posibile, prin toate sectele și prin toate ereziile, ăla numai botez nu este. Și cred că atunci și atunci le se deschide la nu știu ce și au nu știu ce, se înșală amarnic. Deci, încă o dată, cuvântul lui Iisus clar și la temă. Ce este născut din trup, trup rămâne. Ce este născut din duh, duh este. Și în versetul 7, încă o dată Iisus îi spune lui Nicodim, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus, ceea ce el nu a înțeles. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și a zis, cum pot să fie acestea? Iar Iisus în replică îi spune, tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? Deci iată Sinedrionul, învățătorii templului, tagmele, farisei, cărturari, saducheii, preoții, arhierei templului, cei care învățau poporul. Și Mântuitorul le spune, voi sunteți cei care învățați poporul și voi nu cunoașteți aceste lucruri.
Deci, atâta, Iisus anticipează botezul deja în Noul Testament, care urma să se întâmple, să vă notați, fie însemnați în Sfânta Scriptură, fie vă notați undeva în caiet, sunt lucruri esențiale pentru a studia mai aprofundat personal fiecare Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetele 1 până la 10, sau versetele 3-5, care sunt esențiale în a înțelege sau pentru a înțelege anticiparea tainii Sfântului Botez deja în Noul Testament. Iată, Ioan, evanghelistul la sfârșitul secolului I, scrie, de fapt, ce însemna sau ce înseamnă botezul în viziunea lui Iisus, nu a mea, nu a fiecare de, sau nu cei ce crede unul sau altul, că părerea noastră nu contează. Dar Sfântul Ioan ne dă în acest capitol, și citiți tot capitolul, este un capitol excepțional. Iată, Ioan ne dă viziunea lui Iisus asupra botezului și nu a omului. Ca să înțelegeți foarte bine cât de importantă, de fapt, este taina Sfântului Botez. Acum, punctul 3 despre instituirea botezului creștin sau botezului Iisus și când și de cine a fost instituit. Ceea ce o să vă spun acum, pentru mulți poate fi o nedumerire, pentru alții poate fi și un șoc, și eu știu pentru cine anume. Și anume de ce pentru mulți va fi o nedumerire, pentru că și eu, la rândul meu, făcând studii, așa am fost învățat, așa am studiat, așa mi s-a spus. Și să vedeți cum să înțelegem corect cine și când a instituit taina Sfântului Botez. Deci, clar, lucru este că botezul a fost instituit de Hristos, deoarece el anticipează și v-am dat textele biblice unde Hristos anticipează taina botezului. Deci, pe urmare, el și este cel care instituie taina botezului, nu altcineva, ci însă și Iisus instituie taina botezului, când răspunsul este nu știm. Cei care au studii teologice sau cei care cunosc mai bine teologia, probabil ați avut în mâini cartea cu denumirea Dogmatica. Este un obiect care se studiază atât la seminar cât și la facultate de teologie. Și acolo veți găsi niște texte biblice la care se face referire. Și nu este corect. Nu cunoaștem când a fost instituită taina botezului. Cunoaștem doar că Hristos este cel care o instituie. Și haideți să vedem în mai amănunt și să răspundem la unele întrebări ce țin de instituirea tainei Sfântului Botez. Cine a instituit taina botezului? Dacă Iisus a botezat pe cineva, pentru că Sfânta Scriptură ne spune că Iisus boteza. Și tot Sfânta Scriptură ne dă detalii că Iisus nu a botezat pe nimeni, absolut. Și multe alte detalii ce țin de taina Sfântului Botez. De aceea vă rog să deschideți sau să rămâneți la Evanghelia de la Ioan, că deja suntem la capitolul 3, și să trecem la următoarele versete, 26 până la 28. Să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură
despre botez. Versetul 26. Și au venit la Ioan și i-au zis. Au venit cine? Ucenicii lui Ioan. Și i-au zis următorul lucru. Rabbi, acela care era cu tine dincolo de Iordan și despre care tu ai mărturisit, iată, el botează și toți se duc la el. Deci, ucenicii lui Ioan vin la el și îi spun, învățătorule, rabbi, acela care era cu tine, cine era cu el? Era Iisus, dincolo de Iordan, despre care tu ai mărturisit. Ce a mărturisit Ioan? Ioan a mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu, cel care va ridica păcatul lumii. Cel căruia nu sunt vrednic, prin traducerea corectă, să-i duc încălțămintea. Era un gest frumos făcut de iudei. Să-i duc încălțămintea. În traducerile astea mai noi găsim să-i dezleg cureaua încălțămintei. Dar corect, din traducere veche greacă, este să-i duc încălțămintea. Despre el, Ioan a mărturisit la Iordan. Și ei confirmă, despre care tu ai mărturisit. Iată, el botează. Și toți se duc la el. Adică, pierzi teren. Învățătorule, ce faci? Ce te ocupi? Iată cel despre care tu ai vorbit, adică tu l-ai promovat într-un fel, toți te leapă de pe tine și merg la el. Deci tu rămâi fără ucenici, practic. Și ce răspunde Ioan? Ioan a răspuns și a zis, atenție, nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Încă o dată repet acest verset. Nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Darul, puterea, harul, harismele, toate vin din cer. Și Sfinții Părinți au cântat în cântări pe care și noi le cântăm astăzi, în special cântările Sfântului Ioan Damaschin, și zicem că din Duhul Sfânt vin izvoarele darului care adapă toată făptura spre rodire de viață. De la Duhul Sfânt, din cer. Și continuă Ioan și le spune, voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. De ce spune acest lucru? Pentru că ucenicii lui Ioan credeau că El este Mesia. Că El este Cel care a venit să izbăvească pe Israel. Era o mișcare populară în vremea lui Ioan Botezătorul. Aduceți-vă aminte de momentul când Ioan a început să boteze la Iordan. Au ieșit din Ierusalim, din Iudeia și din toate împrejurimile, mulțime de oameni. Nu spune Evanghelia că toți au ieșit, dar mulțime mare de oameni. Veneau la Ioan să primească sfatul și să primească botezul pocăinței. Iar ucenicii, văzând aceste mulțimi de oameni, într-adevăr, gândeau că El este Mesia. Și văzând că altul, în altă parte, învață și botează și mult mai mulți merg acolo, a venit să-i spună, cum așa? Noi credeam că tu ești Mesia, îl promovezi pe acesta și într-un final tu rămâi fără popor și toți pleacă în partea cealaltă. Ce se întâmplă? Deci, iată explicația corectă a acestor cuvinte pe care ne dă Evanghelistul Ioan din cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul. În acest context, nu mai dați pagina la Evanghelia de la Ioan, capitolul 4, versetul 1 și 2. Atât, nu mai mult. Și să vedem, într-adevăr, a botezat Iisus pe cineva sau nu.
Versetul 1 ne spune următorul lucru. Deci când a cunoscut Iisus că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Și atenție, versetul 2 este important pentru a pune punct acestei întrebări odată și pentru totdeauna. Deși Iisus nu boteza el, ci ucenicii lui, a lăsat Iudeea și s-a dus iarăși în Galileea. Deci, iată, ucenicii lui Ioan au văzut că cineva se botează, că cineva boteza. Și au crezut că Iisus botează, dar deja în capitolul 4, încă Ioan Botezătorul fiind în viață, ucenicii deja botezau botezul lui Iisus, adică cu botezul creștin. Când a fost instituit acest botez, încă o dată repet, nu știm. Nu cunoaștem. Și atât. Dar încă Ioan fiind în viață, până la decapitarea sa, deja ucenicii lui Iisus botezau cu botezul lui Iisus. Deci, iată, evanghelistul Ioan precizează cu lux de amănunte că deja în această perioadă taina Sfântului Botez era instituită. Și nici de cum părerea sau ceea ce spune dogmatica din obiectul de studiu la teologie că botezul sau taina botezului a fost instituită în momentul când Iisus îi trimite pe ucenici în lume și le spune: luați Duh Sfânt, mergeți și învățați toate neamurile, botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și așa mai departe. Deci nici de cum atunci. Deja botezul era instituit. Și din acest capitol reținem trei lucruri importante, esențiale. Primul, nu știm când a fost instituit botezul. Știm sigur că Iisus a instituit taina Sfântului Botez. Și cel de-al treilea lucru important să reținem că Iisus nu a botezat pe nimeni, ci ucenicii lui Iisus au botezat, au învățat, au propovăduit mai departe Evanghelia. Haideți să vedem un mic argument, așa, printre altele. Vă aduceți aminte de frica apostolilor, momentul când toți au speriat, Iisus a fost arestat, toți stăteau ascunși prin case, li se arată odată Iisus, a doua oară întărește, le adeverește despre înviere, îi mustră pentru că n-au crezut. Și atât vine ziua cea mare, cincizecimea iudaică. Și la pogorârea Sfântului Duh, apostolii încep să propovăduiască. Primul, cel mai curajos dintre ei, Petru, care deschide obloanele caselor și predică și botează, spune Evanghelia, ca la 3.000 de oameni. Bine, nu trebuie să înțelegeți că 3.000 de oameni apostolul Petru i-a mustrat pentru că l-au răstignit pe Hristos și ei și-au pus întrebarea: bine vorbește omul acest, ce să facem? Și 3.000 au sărit deodată în lac și s-au botezat. Nu, nu. 3.000 s-au botezat pe parcursul acelei zile, a zilei cincizecimii, la predica Sfântului Apostol Petru și la predica celorlalți apostoli, la insistența lor, la predica lor insistentă, plină de dovezi și de mustrări și de învățături. Doar atunci, unul câte unul își punea întrebarea: ce să faci? Și găsim acest eveniment în cartea Faptele Apostolilor descris pe larg. Deci, iată, ucenicii botezau prin apă și prin punerea mâinilor, prin pogorârea Sfântului Duh. Botezul
născându-i sau făcându-i pe oameni, oameni noi. Oameni care deja primeau alt statut și primeau diferite harisme sau daruri ale Duhului Sfânt. Punctul 4, despre care vom vorbi astăzi, diferența între botezul lui Ioan și cel al lui Iisus. Care este diferența dintre aceste două botezuri? Deci, iată, Iisus dă o poruncă specială pentru botezul creștin. Și anume, această poruncă este, despre care tocmai am vorbit, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Acest text îl găsim în Evanghelia de la Matei. Cel care va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Cât de frumos iarăși se leagă teologia, pentru că v-am spus de la Sfinții Părinți și în special de la Sfântul Ioan Gură de Aur, omul pe pământ luptă să câștige raiul, dar cu mâinile sale își face iadul încă de aici, de pe pământ. Deci, iată, cel care va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi, adică singur pe sine se va osândi. Este porunca specială pentru botezul creștin și nici de cum nu este instituirea tainei, pentru că deja v-am dat texte și argumentele biblice prin care botezul deja se făcea încă din vremea Sfântului Ioan Botezătorul sau încă pe când Ioan Botezătorul era în viață. Ce înțelegem prin taina botezului, iarăși o dovadă sau o trimitere în Vechiul Testament, este împlinirea prorociei lui Ioel, prorocului Ioel. O să vorbim și despre asta. Să încercăm să înțelegem ce se întâmplă la botez. Iată, ce se întâmplă la taina botezului. Toți mergem cu copiii. Mi s-a întâmplat și mie să botez oameni maturi, fie că au venit la dreapta credință din rătăcire și din erezie. Chiar acum nu de mult am botezat un tânăr, dacă nu greșesc, din Oradea. Urmează în luna decembrie să mai primim pe cineva care vine din rătăcirea papistă spre ortodoxie, spre dreapta credință. Nu este sau nu sunt singurele cazuri, am avut diferite cazuri și de secte și din absolut, nu zic toate, dar din multe rătăcire ale vremii care și-au revenit între timp și au venit la dreapta credință. Ce să înțelegem noi prin taina botezului sau ce se întâmplă la taina botezului? Iarăși trebuie să ne întoarcem cumva la acest eveniment de care strâns este legat botezul, la pogorârea Sfântului Duh sau cinzecimea. Apostolii care erau pescari, oameni fără școală, fără studii, singurul dintre apostoli care avea puțină carte, știa să scrie, poate să citească ceva, era vameșul Matei. În rest, erau oameni simpli, oameni necărturați, oameni sărmani, oameni care, în afară de pescuitul lor, de îndeletnicirea lor de zi cu zi, nu făceau altceva nimic. Dar totuși, la pogorârea Sfântului Duh, se întâmplă ceva. Și unul din cele mai mari daruri pe care le primesc apostolii, fără de care nu putea să ia loc, să aibă loc nașterea Bisericii lui Hristos, a fost harisma dată ucenicilor, vorbirea în limbi.
pentru că la această sărbătoare iudaică se adunau oameni din diferite părți. Absolut din diferite părți. Și o să vedem textul biblic ceva mai târziu. Și cum puteau ei, neștiutorii de carte, ei care nu, nici măcar n-au înțeles în cei 3 ani și jumătate ce le spunea Iisus și cât i-a învățat, cum puteau ei să vorbească și nu numai să predice, dar să devină adevărați autori de fraze, adevărați autori de cuvinte care au rămas în timp, de mari scriitori, de mari teologi, ei pescari, oamenii simpli. Deci, iată, una dintre, sau unul din cele mai mari daruri pe care le-au primit apostolii a fost vorbirea în limbi. Deja când Sfântul Apostol Luca, la Cartea Faptele Apostolilor, scrie despre acest eveniment, botezul deja se practica, era săvârșit în biserica primară și exact așa cum am spus la început, în timpul liturghiei, copiii erau botezați și apoi primii împărtășiți și astfel devenea sărbătoarea întregii comunități. Ceea ce nu mai vedem în ziua de astăzi și probabil nu o să mai vedem niciodată. Care este diferența dintre botezul lui Ioan și botezul lui Iisus? Este o diferență între cer și pământ. Și anume, Ioan boteza cu apă, un fel de metanoia, de schimbarea vieții, pe care Sfinții Părinți l-au și numit botezul pocăinței. Adică, toți cei care ieșau la apa Iordanului să fie botezați de la Ioan, la auzul cuvintelor pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, ei întrebau, bine, bine, înțelegem, te ascultăm învățătorul, te știm de om cu har, de mare postitor, de mare rugător, dar ce să faci? Și atunci Ioan găsea răspuns pentru fiecare. Și cunoașteți că au venit din toate sferele sociale și din toate tagmele. Și ostași, și vameși, și conducători, și tot felul de funcții publice pe care le dețineau atunci. Și întrebau și el pentru fiecare, a găsit răspuns. Adică, soldații să nu fie părători, să nu fie denunțători, să se mulțumească cu soldatul lor. Ceilalți, deci fiecare a găsit, adică să-și schimbe modul lor de viață. Să lepe de tot ceea ce este rău în viața lor și să trăiască cinstit. Și semn de pecete a schimbării vieții lor era această apă pe care Ioan le-o turna pe capetele lor. Deci, prin urmare, din apa botezului lui Ioan nu ieșau creștini, ci ieșau doar oameni care au hotărât să-și schimbe viața și de acum încolo să trăiască altfel. Dacă intra vameș în apa botezului, tot vameș ieșa. Nu intra vameș și ieșa împărat. Aceiași oameni, cu aceleași funcții, cu aceleași răspunderi sociale, doar că ieșau altfel de oameni în sensul îndreptării vieții lor și nimic mai mult. Aceasta este una din marile diferențe dintre apa sau dintre botezul lui Ioan și botezul lui Iisus. Haideți să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură despre acest lucru. Și vă rog să deschideți Biblia la Evanghelia de la Matei, capitolul 3, versetele 5 și 6.
Și vedem ce spune Evanghelistul Matei. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului. Ceea ce v-am spus era o mișcare socială amplă. Nu toți au ieșit, ci mulțime multă. Și spune Evanghelistul Matei și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Deci, acesta este botezul lui Ioan, botezul doar cu apă, care nu făcea nimic altceva decât să-i facă pe oameni să-și recunoască, să-și revizuiască viața, să-și schimbe viața și să fie sau să trăiască cinstit în așteptarea venirii Fiului lui Dumnezeu. Deci, iată, Iisus instituie botezul cu Duh Sfânt și cu foc și aceasta o găsim în Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 33. Haideți să vedem ce ne spune Evanghelistul Ioan. De fapt, dacă veți citi întreg acest capitol, Ioan în primul capitol spune de fapt cine este Iisus. Este o întreagă teologie prin care Ioan ne descrie cine este Iisus. Iată ce spune Mântuitorul în Evanghelia de la Ioan, capitolul 33. Și eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste El, acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Și în alt text, o să ajungem și acolo, o să vedem și cu foc. Acest verset necesită puțină tâlcuire. E vorba la început despre Ioan Botezător, care spune, eu nu-L cunoșteam pe El. Cum nu-L cunoștea Ioan Botezătorul pe Iisus? Prima dată când Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus, știți când este? În momentul când Maria merge la verișoara sa, Elizabeta, în vizită. Și spune Evanghelistul Luca, și când a auzit Elizabeta închinarea Mariei, de bucurie a saltat pruncul în pântecele ei. Atunci, prima dată, Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Încă din pântecele mamei sale, prin această saltare de bucurie, iată a venit mângâierea lui Israel. Iată s-au împlinit Scripturile. Câtă lucrare dumnezeiască și mistică în opera de mântuire a oamenilor făcută de Dumnezeu. Și spune Evanghelistul Ioan mai departe, din cuvântul lui Ioan Botezătorul, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, deci, prin urmare, ce ar însemna aceasta m-a trimis? Ioan a avut o descoperire de la Dumnezeu. Cineva l-a trimis. Cine l-a trimis? În afară de Dumnezeu, cine putea să-l trimită pe Ioan? Botezătorul? Ioan Postitorul? Ioan cel care a chemat lumea la pocăință, în afară de Dumnezeu. Deci cineva l-a trimis. Acest este Dumnezeu care i-a dat și o descoperire și i-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste El, acela este Cel ce botează, atenție, cu Duh Sfânt. Iată cine este Cel care a instituit taina botezului cu apă și cu Duh Sfânt. Paranteză și cu foc, o să găsim, o să dăm și o să dăm citire și acestui verset. Iată cine este Cel care instituie taina botezului, este însăși Iisus Hristos. Deci Ioan
Botezătorul are descoperire de la Dumnezeu și îi spune: eu nu știu, dar tu du-te la Iordan și peste care vei vedea. Vei vedea acest semn. Prin urmare, mulțime multă de oameni și din mulțime se desprinde un om. Iar semnul pe care îl descoperă Dumnezeu se arată deasupra acestui om. Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt și cu foc. Deci, iată, Evanghelistul Ioan, notați-vă acest verset, să-l aveți, să-l știți, să-l cunoașteți, ne explică cu lux de amănunte, în primul rând, cine este Iisus și, în al doilea rând, că Iisus este cel care instituie taina botezului și nu altcineva. Din nou vă rog să trecem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 3, versetul 11. Și citim acest verset cu atenție ca să înțelegem ce este sau ce se întâmplă la taina Sfântului Botez. Versetul 11 spune Evanghelistul Matei următorul lucru. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință. E vorba despre Ioan Botezătorul. Cu apă, spre pocăință, adică spre schimbarea vieții voastre. Repet, apa turnată pe cap de către Ioan era pecetea care întărea că acest om s-a hotărât să trăiască altfel, să trăiască cinstit. Nimic mai mult. Dar atenție ce spune Ioan Botezătorul în continuare. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Despre ducerea încălțămintii v-am explicat ce înseamnă, era un gest frumos de înaltă prețuire în vremea iudeilor de atunci, să-i duci cuiva încălțămintea. În alt loc am găsit, tradus deja în termeni mai noi, să-i dezleg cureaua încălțămintii. Dar corect este să-i duc încălțămintea. Și iată găsim aceste cuvinte cu Duh Sfânt și cu foc. Și aici ne oprim un pic să vedem ce înseamnă focul din botezul lui Iisus. Din start vă spun că nu e vorba despre un foc material, ci despre un foc haric. Probabil toți știți și ați văzut deja pogorârea focului haric la Ierusalim. Mulțime multă aleargă încolo să primească focul haric. Mai puțin sunt cei care încearcă, dacă tot este vorba de harismă, de har, să înțeleagă că nu numai decât acolo este harul, sau numai acolo este harul, ci focul haric îl primim încă de la botez, pre taina botezului, și acest foc se poate coborâ deasupra fiecăruia. Și corect, el nu arde, că nu mistuie omul, deși probabil după faptele noastre trebuie. El este pretutindeni și vine la cel care merită să-l primească, să-l poarte. Deci, rețineți, nu este foc material, ci un foc haric. Cum să înțelegem, sau cum am putea noi înțelege acest lucru, fără ajutorul Sfintei Scripturi și, în special, fără ajutorul Sfinților Apostoli? Probabil nicicum. Vă rog din suflet să deschideți Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 1-4. Sfântul Evanghelist Luca, în această operă de artă pe care o scrie,
cartea Faptele Apostolilor, ne vorbește iarăși cu lux de amănunte despre ziua cincizecimii, care este strâns legată de taina Sfântului Botez. Și o să vedeți de ce. Haideți să dăm citire textului biblic. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt, ce vine repede. Vă aduceți aminte discuția lui Iisus cu Nicodim. Vântul care se aude, dar nimeni nu știe de unde este. Deci încă o dată repet, firul roșu a Sfintei Scripturi. Dacă sunteți atenți, o să pricepeți multe. Dacă o să fiți superficial, nu o să înțelegeți absolut nimic. Și nu o să puteți face niciodată legătura. Din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și atenție! Li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Deci iată, Sfântul Apostol Luca ne arată ce au văzut oamenii de atunci, limbi de foc. Mântuitorul vorbește despre botezul cu Duh și foc. Iată care este focul care îl primim la taina Sfântului Botez. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și aici facem o mică pauză, să înțelegem ce este cu acest foc și ce se întâmplă, de fapt, la taina botezului. Și aici, probabil, o să găsim și miezul, pe cât e posibil, pentru că tot este un miez, un tot întreg. Dar dacă suntem atenți aici, o să găsim cea mai adâncă explicație a sensului botezului în viața unui om. Mă întorc un pic înapoi și nu credeți că repet niște lucruri așa aiurea, ci intenționat le repet ca să se întipărească în conștiința, în memoria noastră. Și vă spun din nou și vă readuc aminte despre starea apostolilor cea din tâi. Cine erau apostolii? Pescari, oameni fără carte, oameni care își duceau viața de la o zi la alta, așa cum erau ei, oameni obișnuiți, nu erau cărturari, nu erau sinedriști, nu erau șefi, nu erau, nu știu, cu școli înalte. Oameni simpli, pescari de meserie. Ce se întâmplă atunci când peste ei se coboară Duhul lui Dumnezeu în chip de limbi de foc? Iată lucrarea Duhului Sfânt se arată pe viu, nouă și lor, și celor care i-au văzut atunci. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Preschimbă statutul unui om. În primul rând, preschimbă statutul apostolilor, din oameni necărturari, neștiutori, dintr-o dată devin mari predicatori ai lumii și învățători, mari teologi, din care toți au rămas uimiți. La Cartea Faptele Apostolilor, toți suntem aici, capitolul 2, găsiți versetul 7. Ce ne spune Sfântul Luca? Și erau uimiți toți și se minunau zicând,
iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Și dacă vreți, dăm citire la următoarele versete. Părți și miezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea, în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene și romani întreagă, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Deci nu spuneau bancuri, ci vorbeau despre minunile lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumereau, zicând unul către altul, ce va să fie aceasta. Iată lucrarea Duhului Sfânt care schimbă statutul unui om într-o clipă. Duhul Sfânt nu lucrează cu ani. Duhul lui Dumnezeu nu are nevoie de pregătire, așa cum o facem noi. Duhul Sfânt, ca vântul, ca vuietul unui vânt, coboară și preschimbă și își arată Dumnezeu lucrarea sa. Iată ce se întâmplă la apostoli, la taina Sfântului Botez. Prin primirea tainii Sfântului Botez, Duhul Sfânt și focul din cer preschimbă statutul unui om. Deci, iată, la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4 și 5, găsim următorul lucru. Și cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar, atenție, voi veți fi botezați cu Duh Sfânt nu mult după aceste zile. Deci, iată, făgăduința lui Iisus se împlinește, botezul apostolilor îl primesc cu Duh Sfânt și cu foc și în mod vizibil, iar lucrarea darului Duhului Sfânt sau harismele n-au încetat să apară imediat. Așa încât nu peste o lună, nu peste un an, nu peste 3 ani, ci imediat apostolii au început să vorbească în toate limbile pământului, în toate limbile celor care erau prezenți acolo. Și v-am dat citire la versetele 9 și 10 și 11 despre toate națiunile care erau prezente la sărbătoarea iudaică a cincizecimii în Ierusalim. Iată lucrarea Duhului Sfânt și iată preschimbarea statutului apostolilor. Asta și înseamnă că prin botez, fiecăruia din cel botezat, Dumnezeu îi schimbă statutul din omul păcatului, omul vechi, în omul cel nou. În continuare, remarcăm faptul că apostolii fac deosebire dintre botezul lui Ioan și cel al lui Iisus și, iată, deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 1-6. Aici o să găsim mult mai mult decât faptul că apostolii fac deosebire între botezul lui Ioan și botezul lui Iisus. Haideți să dăm citire acestor 6 versete. Și pe când Apolo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes și găsind câțiva ucenici, a zis către ei, primitați voi Duhul Sfânt când ați crezut. Deci, iată,
n-a fost ușor de lucrat sau pentru Sfântul Apostol Pavel să lucreze cu Apollo. A fost ceva foarte greu să-l pună pe Apollo în dreapta credință, ca mai apoi și el la rândul lui să facă prozeliți sau să învețe. Asta era, sau ăsta este sensul poruncii lui Iisus, și mergând învățați, nu numai să învețe, dar să facă ucenici. Iată, îi găsește pe acești bărbați din Efes și îi întreabă Sfântul Apostol Pavel dacă au primit Duhul Sfânt. Fiți foarte atenți, că aici este cheia. Prin ce anume fac diferență apostolii de botezul lui Ioan și botezul lui Iisus? Prin această întrebare, ați primit Duhul Sfânt sau numai apa? Adică ați primit botezul lui Ioan sau botezul pocăinței și v-ați schimbat doar viața? Ci ați primit Duhul Sfânt odată cu darurile cele mari, cu harismele care vin prin pogorârea Duhului Sfânt peste voi. Iar ei au zis către ei, atenție, dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Iată, cam trei decenii, aproape trei decenii trecuse, Apostolul Pavel în Efes vine cam pe la anul 57-58 după Hristos și ei încă nu auzise de Duhul Sfânt. Și el a zis, deci în ce v-ați botezat? Și atenție, ei au zis, în botezul lui Ioan. Iată diferența cea mare. Dacă ați observat și urmăriți textul, aici se face deosebirea între botezul lui Ioan, care nici cum nu dădea creștini, sau după sau din botezul lui Ioan nu ieșau creștini, și botezul lui Iisus, care deja face creștini și membri ai trupului bisericii sale pământești. Versetul 4, iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Iată această diferență, încă o dată, o scoate Apostolul Pavel în evidență. Și auzind ei, atenție, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Atunci, imediat, dar nu a fost de ajuns. Mai urmează ceva. Aici Sfântul Apostol Pavel ne arată două taine deodată. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor, și aici ne oprim un pic, punerea mâinilor în primele veacuri creștine preînchipuiau mai apoi mirungerea sau ungerea cu Sfântul și Marele Mir care are loc la taina botezului, pe care îl săvârșim noi în ziua de astăzi. Această taină a mirungerii preînchipuie punerea mâinilor, adică pogorârea Duhului Sfânt, una este apa botezului și altul este Duhul sau Harul Duhului Sfânt prin mirungere cu Sfântul și Marele Mir. Iarăși zic creștinii, înțeleg botezul doar când văd scufundat sau stropit sau ce mai fac ăștia prin ziua de astăzi prin biserici. Ăla pentru om înseamnă botezul. Sau doar asta este important. Dar de fapt, importanța cea mare vine la punerea mâinilor sau ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Pavel își pune mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și atenție. Apostolul Pavel, Apostolul Luca, Evanghelistul și Apostolul Luca ne spune despre rezultatul sau despre transformarea, despre schimbarea, despre lucrarea Harului Duhului Sfânt peste acești oameni. Și vorbeau în limbi și proroceau. Imediat. N-a durat decât o clipă. Punerea mâinilor, îmbrăcarea cu Duh Sfânt, și proroceau, dar nu gândiți că proroceau ceea ce
avem noi astăzi, prorocii mincinoși, ci vorbeau exact ca și la pogorârea Duhului Sfânt la cinzecimi peste apostoli despre tainele și minunile dumnezeiești. Deci, iată, prin punerea mâinilor Sfinților Apostoli, ei prefigurează mirungerea, care este și o avem până în ziua de astăzi. Ce trebuie să înțelegem din acest pasaj biblic? Nu e vorba că ei n-au auzit de Duhul Sfânt, era imposibil să nu audă despre acest mare eveniment care a avut loc la cinzecime. Deci era imposibil ca după 30 de ani să nu auzi despre aceasta. Cu atât mai mult că ei primise deja botezul lui Ioan. Deci nu erau străini de, hai să zicem așa, viața duhovnicească din acele vremuri. Dar ce, sau despre ce n-au auzit ei? Despre lucrarea Duhului Sfânt. De Duh Sfânt ei au auzit, dar niciodată n-au auzit și cu atât mai mult n-au văzut și n-au simțit lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Și iată, prin punerea mâinilor, ei de fapt simt și văd prin propria lor viață cum Duhul Sfânt reschimbă omul și îi dă un alt statut. Acum, după ce v-am spus acestea, cei sceptici și cei care nu înțeleg, mai puneți-vă o dată întrebarea. Când e bine să boteze un om? La 40 de ani, la 80 sau atunci când s-a născut, după zilele curățenii, la 40 de zile? Acum fiecare părinte este îndrept să hotărască pentru copilul său. Când este mai bine să-l aduci în fața lui Dumnezeu, să primească harismele și darul Duhului Sfânt din pruncie, sau la 100 de ani, odată cu țărâna de pe mormânt? De aceea am zis la început că este cea mai mare greșeală pe care poate să o facă vreun om vreodată. Să amâie taina botezului propriilor copii. Cu cât mai mult amâi taina, cu atât mai mult amâi lucrarea Harului Duhului Sfânt și, de fapt, cu atât mai mult amâi statutul omului nou, a unui potențial și viitor membru al Împărăției lui Dumnezeu, încă de aici, de pe pământ. Am văzut și am arătat din Sfânta Scriptură diferența mare, enormă, dacă putem spune, între cer și pământ, între botezul pocăinței, care înseamnă botezul lui Ioan, care înseamnă schimbarea vieții, și botezul lui Iisus, care înseamnă sau aduce în viața fiecărui om lucrarea Duhului Sfânt, adică preschimbă statutul unui om. Despre punctul 5, efectul botezului lui Iisus sau botezului creștin în viața fiecăruia de noi, iarăși apelăm la Sfânta Scriptură ca să înțelegem cu lux de amănunte și cu temeiuri biblice, nu așa de la babe adunate sau de la babe auzite. Vă rog mult să deschideți Epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 27 și 28. Și să vedem ce ne spune Apostolul Pavel despre efectele botezului creștin asupra omului. Versetul 27 ne spune următorul lucru. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Cum să ne îmbrăcăm cu Hristos? Bună întrebare și imediat revenim. Și în continuare, Apostolul Pavel nu mai este iudeu, nici elin,
nu mai este nici rob, nici liber. Nu mai este parte bărbătească și parte femească. Pentru că voi toți una sunteți într-o Hristos Iisus. Eu nu știu ce ați înțeles din aceste două versete. Și eu să încerc să vă explic pe cât e posibil de simplu. Să înțelegeți ce vrea să ne spună Sfântul Apostol Pavel prin aceste două versete. Care este efectul botezului asupra omului? Haideți să punem un pic imaginația în mișcare. Și imaginați-vă, peste drum, în fața dumneavoastră, stă îmbrăcat un om în niște zdrențe, murdar, miroase urât de la el, netuns, neberberit, fără încălțăminte în picioare, cu o mână întinsă sau cu ambele, urât la chip, la cătătură, la comportament. Noi, cei care privim spre el, ce zicem despre el? Că probabil este un cerșetor, probabil este un necăjit, probabil este un nespălat, un bețiv sau un needucat. Și epitete putem găsi câte vreți. Acum, punem iarăși din nou imaginația noastră la treabă și închipuiți-vă că în același loc de peste drum, pe același om, îl spălăm, îl frezăm, îl aranjăm, îl parfumăm, îl îmbrăcăm în costum la cravată, cu pantofi noi, la patru ace, un om care se comportă adecvat în societate, un domn în felul de a spune și a înțelege în ziua de astăzi. Și tot noi privim spre acest om și ce zicem despre el? Deci același om în două ipostase. Iată, dacă ați înțeles ce am vrut să spun, asta de fapt ne spune Apostolul Pavel. Căci în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Dacă până acum, până la taina botezului, eram oamenii vechi, oamenii păcatului, oamenii cei care cădeam și eram predispuși și diavolul făcea ce vroia din viața noastră, rupea haina vieții noastre, rupea haina sufletelor noastre și făcea din noi niște cerșetori, niște oameni de nimic, niște oameni la care ți-ar fi fost probabil grea să întorci capul și să privești spre el. Iată haina botezului sau îmbrăcarea de lumină prin haina botezului cu Hristos preschimbă statutul omului. Și de omul cel vechi, de omul cel murdar, de omul cel necăjit, de omul cel care găsiți câte epitete vreți. Îmbrăcându-te în haină de lumină, în haina lui Hristos, ai căpătat un nou statut. Același om cu un nou statut. Pentru că, prin botez, deci nu te botezi băiat și ești fată. Nu intri în apa botezului deputat și ești cerșător. Sau nu intri în apa botezului fiu de agricultor și ieși din apa botezului fiu de împărat. Statutul social se păstrează. Se schimbă doar statutul din omul vechi în omul cel nou. Deci o altă haină pe care deja ți-o dă Hristos și după care urmează, ești și urmează să fii recunoscut pe tot parcursul vieții. Deci, statutul social prin botez rămâne, dar prin botez toți sunt una prin gândirea în Hristos. Gândirea omului se schimbă și toți gândesc una în Hristos. De aceea, mai departe, spune Apostolul Pavel, nu mai sunt iudeu,
nu mai este iudeu, nici elen. Nu mai este nici rob, nici liber. Deci dacă s-a botezat iudeu, ce? S-a făcut elen? Sau dacă elenul s-a botezat, s-a transformat în iudeu? Nu. Deci statutul social rămâne. Însă, gândirea și partea bărbătească și cea femeiască, gândirea lor se preschimbă, haina botezului le dă un alt statut și pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Iată unitatea pe care ne-o dă taina botezului și, cum am spus la început, ne facem membri sau prin botez ne facem membri ai trupului lui Hristos. De aceea Sfinții Părinți au formulat dogma crezului și au zis una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, pentru că unul este Hristos, El este capul bisericii și una este biserica, pentru că un cap poate să aibă un singur trup, nu poate să aibă două trupuri sau trei trupuri. De aceea, cei care folosesc sintagme de genul biserica catolică, biserica nu știu care, de fapt, încalcă fie din neștiință, fie cu foarte bună știință, dogma Sfintei Treimi, numind sau acceptând sau recunoscând mai multe biserici, pe când ea este una singură, pentru că unul este capul ei, Hristos. Deci, în speranța că ați înțeles efectul botezului creștin asupra omului, îi preschimbă statutul, îi dă o haină nouă, o haină de lumină, după care este recunoscut din acel moment până la sfârșitul vieții sale și prin aceasta spunem toți, suntem creștini cei botezați în numele Sfintei Treimi, nu oricum, prin apă și prin Duh și foc, care ne trimite, sau ne trimite Dumnezeu prin apa, Duh și focul, harismele darului Duhului Sfânt, cu care suntem înzestrați pe parcursul vieții noastre. Cred că pentru astăzi este suficient. Mai avem două însemnate puncte să le discutăm. Unul, punctul 6, botezăm copiii sau maturii, temeiuri biblice și patristice. Aici este enorm de mult de vorbit și practic aici este baza teologică a botezului. Și bineînțeles, concluziile finale pe care trebuie să le tragem după ce trecem toate explicațiile teologice ale tainei Sfântului Botez. Eu o să vă dau doar așa ca idee, dacă vreți de sine stătător până data viitoare să studiați un pic despre ce urmează să vorbim. Și iată, avem un text pur teologic, de o înaltă teologie, despre care vom vorbi sau cu care vom începe continuarea tainei Sfântului Botez data viitoare, și anume Epistola de la Romani, capitolul 4, versetul, capitolul 6, versetul 4 până la 11. Deci Romani 6, versetele 4-11. Eu o să dau foarte rapid citirea acestui text, ca să știți că avem textul, avem baza și acesta este textul care de fapt ne aduce cea mai înaltă explicare teologică despre care vom vorbi în ediția următoare. Deci ce ne spune Apostolul Pavel Romanilor și nouă? Deci ne-am îngropat cu el în moarte, prin botez, pentru că precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să îmblăm și noi într-o înnoire a vieții. Căci dacă am fost altoiți pe el, rețineți aceste cuvinte, eu nu în zadar fac pauză, pe el, cu el, prin asemănarea morții lui, atunci vom fi părtași a învierii lui. Cunoscând
acestea că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu el, deja găsim cuvântul împreună cu el, ca să se nimicească trupul păcatului pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El. Știind că Hristos înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna. Iar ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul nostru. Așa ca o mică paranteză și idee pentru data viitoare, dacă ați realizat primul semn toate aceste mici opriri pe care le-am făcut, de la botez și până la sfârșitul vieții noastre pământești, deja toate le facem împreună cu Hristos și nu singuri. Dacă trăim, trăim cu El. Dacă mergem pe drum, mergem cu El. Dacă mâncăm, mâncăm împreună cu El. Dacă suferim, suferim împreună cu El. De ne bucurăm împreună cu El, ne bucurăm. Și toate din ziua botezului le facem împreună cu Hristos. Iarăși, repet aceeași întrebare. Fiecare să-și facă concluzia. Când să-și boteze odrasla? La 40 de zile, la 40 de ani sau niciodată? Pentru că toate sunt sau din ziua botezului, pe lângă faptul că suntem înzestrați și îmbrăcați cu putere de sus, cu harisme de la Duhul Sfânt, deja toate câte le facem în viață, le facem împreună cu Hristos. În speranța că ați înțeles pe cât e posibil ceea ce am vrut să arătăm în prima parte a tainei Sfântului Botez, și anume introducerea, ce ne spune Biblia despre botez, despre faptul că botezul a fost anticipat și prefigurat încă în Vechiul Testament, despre instituirea botezului creștin sau botezului Iisus, cine l-a instituit și când, diferența dintre botezul lui Ioan și botezul lui Iisus, despre efectul botezului creștin în viața sau asupra omului. Dacă până aici ați înțeles și v-ați notat și veți mai reauzi ceea ce am vorbit astăzi, iar și iar de câte ori o să doriți, atunci nu aveți cum să nu înțelegeți mai departe ceea ce vom vorbi în emisiunea următoare despre înalta teologie a botezului, și atunci vom aduce argumente multe despre de ce botezăm copiii, de ce este bine și corect să botezăm copiii și nu omul deja matur. Și la sfârșit vom face și câteva concluzii despre prima taină prin care omul intră în viața Bisericii lui Hristos, se înrolează în membrii Bisericii lui Hristos, Biserica Luptătoare de aici, de pe pământ. Atât am vrut să vă spun pentru seara de astăzi. Dacă aveți întrebări la ceea ce am vorbit până acum, vă ascult cu mare, mare drag și atenție. Da, văd că nu aveți întrebări, ca de fiecare dată am două răspunsuri. Ori ați înțeles tot, ori ați înțeles
nimic. Sau poate fi și a treia, eu nu sunt un bun învățător. Și asta poate fi și cred că este cea mai viabilă versiune din toate. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți alături, pentru că vreți să învățați din tainele Sfintei Scripturi, pentru că, până la urmă, porunca pe care Hristos o dă apostolilor ne dă și nouă și tuturor celor care vor fi chemați de Dumnezeu spre slujire, să semănăm sămânța cea bună, cuvântul lui Dumnezeu, în inimile și în sufletele oamenilor. Și dacă măcar un om se întoarce din rătăcirea lui spre Dumnezeu și își salvează sufletul și plata noastră, atunci multă va fi în ceruri. Tuturor vă mulțumesc din inimă, vă doresc o seară liniștită și un sfârșit de săptămână binecuvântat de Dumnezeu. Doamne, ajută tuturor!